Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, ne bucurăm să putem aduce în lumina cititorilor revista Caietele de la Araci, aflată la numărul 14. Este revistă semestrială a Muzeului Național al Carpaților Răsăritei, care de fapt valorifică cercetările noastre și a celor implicați în istoria literară privind opera și activitatea scriitorului Romulus Cioplec. Așa că revista Caietele de la Araci are un principal obiectiv, reconsiderarea operei scriitorului, restituirea operei scriitorului în lumina cercetărilor despre care vorbeam. Ne bucurăm să putem realiza o legătură între alte muzee memoriale de scriitori din România care au reviste literare, reviste de cercetare a istoriei literare. În primul rând, aș numi revista Manuscriptum a Muzeului Național al Literaturii Române din București, apoi revista Dacia Literară a Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, care are și un anual al acestui muzeu, apoi publicația Țara Bârsei din Brașov, un anual al Muzeului Casa Mureșenilor din Brașov. Revista noastră se ocupă de, cum spuneam, de receptarea scriitorului Romulus Cioplec în timp. Și aici menționez că scriitorul Romulus Cioplec a avut unele dificultăți, să spun așa, în ceea ce privește receptarea. Dacă în perioada interbelică a fost un scriitor consacrat prin romanele sale, în primul rând, atât de Academia Română, care i-a dat premiul Academiei Ion Heliade Rădulescu pentru romanul Vârtejul, cât și ca membru al Societății Scriitorilor Români. După al doilea război mondial, Romulus Cioplec a intrat într-o penumbră, în primul rând datorită faptului că el a avut o relație foarte strânsă cu Basarabia, a scris volumul acela pe urmele Basarabiei, care la prima ediție a avut și coperta României Mari, așa încât după 45-48-50 era imposibil ca scriitorul să fie perceput altfel decât ca un apropiat al Basarabiei și atunci, fiind cuvântul Basarabia interzis în perioada comunistă, scriitorul Romulus Cioplec a fost lăsat deoparte. Revin la revista noastră, Caietele de la Araci, numărul 14, care întregește portretul scriitorului Romulus Cioplec. Îl pune într-o lumină. Iar prin creațiile literare care se găsesc în paginile acestei reviste, putem spune că se alcătuiește o oglindă a literaturii române din zona noastră, a scriitorilor care sunt adunați în jurul casei memoriale Romulus Cioplec din Arad. Prin urmare, revista aduce în prezentul nostru opera scriitorului Romulus Cioplec. Menționez că în acest număr sunt câteva lucruri deosebite de istorie literară, și anume cele descoperite de noi în Muzeul Național al Literaturii Române din București, respectiv o scrisoare a scriitorului către poetul George Coșbuc, o scrisoare datând din 1911, Coșbuc a murit în 1916, deci vă dați seama, apoi o scrisoare a lui Topârceanu către Romulus Cioplec cu textul original, deci cu textul manuscris al poetului George Topârceanu și
De asemenea, o scrisoare, de fapt o carte poștală, a poetei Otilia Cazimir, iarăși textul original scrisului Otiliei Cazimir, în 1900, sau din 1937, după moartea lui Topârceanu, răspunzând condoleanțelor adresate de Romulus Cioflec Otiliei Cazimir. Și mai multor contribuții menționez aici contribuția Mariei Monica Stoica, a lui Nicolae Scurtu, apoi poeziile lui Adrian Munteanu, Vadim Bacinski, Mihaelei Maleastroie, Antonia Amati, Ionel Simota, apoi contribuțiile în proză ale lui Cornel Dimovici, un topolog, Ai Brumaru, Șerban Teculescu și nelipsita rubrică de limbă, Să vorbim, să scriem corect, a profesoarei Cristina Avișan. Eu mi-am propus în continuare să citesc un scurt fragment dintr-o pagină importantă de istorie literară, și anume este vorba de un interviu luat lui Romulus Cioflec în 1937 de, cine credeți, de scriitoarea Profira Sadoveanu. Dar publică acest interviu, Profira Sadoveanu, în revista Adevărul Literar și Artistic, sub pseudonimul de Valer Valer Donea. Este un pseudonim folosit de Profira Sadoveanu în perioada interbelică. De ce? Pentru că se considera că este foarte greu să fii femeie, mai greu să fii femeie decât bărbat. Aceasta explică proveniența sau originea pseudonimului. Deci, în perioada interbelică, în artă, era mai greu să fii femeie decât bărbat. Și citesc introducerea acestui interviu. Foarte interesant, un pic cu niz romantic. De vorbă cu Romulus Cioflec. Pe o zi caldă de vară, într-o trăsură mare boierească, trasă de doi cai fuduri, ar fi trebuit să intru pe poarta unui conac și să trag la scara casei gospodărești, unde eram așteptat dinainte. Să iasă în întâmpinare gospodarul cu vorbe de bun sosit și să te poftească la umbra răcoroasă a unei odăi cu stolurile trase, în care stăpânește un miros cunoscut, mireasma așezărilor bătrânești ale bunicilor noștri. Anicuțo, Anicuțo, să strige stăpânul casei, spre cămările nevăzute în care se mișcă ca o albină cu coana de gazdă. Și în vreme ce te îndeamnă să te simți ca la dumneata acasă, spunându-ți vorbe plăcute și dându-ți în conjur ca să vadă de nu-ți lipsește ceva, sosește și stăpâna conacului cu zâmbet luminos și ochi prietenoși, aducând dulceți și apă și tot felul de dulciuri făcute chiar de mânuța dumnea ei. O tihnă fără griji te cuprinde, te lași pe un divan moale, cu un oftat de mulțumire, în vreme ce tăcerea calmă a vieții de țară te înconjoară, te leagănă, te mângâie dulce. Așa am visat o clipă cu ochii trei, că ar fi trebuit să se întâmple vizita mea la Romulus Cioflec, de îndată ce am văzut figura blajină de om așezat și serios, ochii negri prietenoși sub sprâncenele haiducești, fruntea lată și maxilarele puternice trădând stăruință, iar vocea moale și îmbietoare a omului ce trăiește în natură. Iluzia a fost sprijinită și de faptul că gazda mea m-a întâmpinat așa cum am arătat mai sus și că cu coana Anicuța s-a ivit îndată cu zâmbet luminos și ochi negri sclipitori, înflorind odaia banală de târg cu tinerețea grațioasă, aducând îndată dulceți și prăjituri după obiceiul pământului. O clipă am uitat că străbătusem cu tramvaiul până în inima Bucureștiului,
trecând de-a lungul străzilor, pline de mulțime viermuitoare, că urcasem cele 5 etaje ale unui bloc nou construit și că bătusem la o ușă de lemn pe care o carte de vizită anunța chiriașul. Dar doamna Anicuța Cioflec mă îndeamnă să gust dulciurile și să spun dacă îmi plac, în vreme ce domnul Cioflec, așezat în față, la birou, mă îndemna cu voce amicală să spun cărui lucru se datorează plăcerea vizitei mele. Mulțumesc!